Și Cristi, credința și știința au mers mână în mână de-a lungul istoriei. Una nu a exclus-o pe alta, ba mai mult decât atât, împreună au salvat vieți. Suntem în situația în care, în țara în care toate spoveri să ridicăm ochii spre cer și să cerem îndurare și salvare. Părintele Visarion Alexa este alături de noi în această seară. Bună seara, părinte, mulțumim! Aș vrea să vă întreb ce mesaj aveți pentru oameni? De ce este greșit să ne bazăm întru totul în Dumnezeu și să ne socotim toate aceste reguli care vin de la oamenii de știință, de la medici și care ar trebui să ne protejeze? Există o vorbă românească foarte potrivită pentru un astfel de moment. Se spune așa, nu-L pune pe Dumnezeu să mestece în mămăligă în locul tău, cere-i lucrurile imposibile. Cred lucrul acesta că de vreme ce ai posibilitatea să te păstrezi sănătos, trebuie să faci asta, să nu-i cerem lui Dumnezeu să acopere El, să se ocupe El cu toate lucrurile, pentru că avem la îndemână multe instrumente să ne păstrăm sănătatea și să-i ocrotim pe cei din jurul nostru. Biserica întotdeauna a susținut medicii și medicina, dar și știința. Poate uneori au fost în divergențe, n-au fost într-o sinfonie totală, dar și religia și știința, oneste, amândouă, au fost mereu pentru binele omului. Omul trebuie să fie în prim plan și acolo unde omul suferă sau îi se întâmplă ceva, acolo se întâmplă un eșec, de fapt. De aceea trebuie să credem în puterea științei, în puterea medicilor și atunci când obosim, așa cum am auzit unul dintre doctori spunând, alergăm la Dumnezeu să-i cerem să ne dea putere, să ducem mai departe munca aceasta de a apăra pe cei dragi din jurul nostru. Trebuie să avem nădejdea aceasta că vom trece peste acest moment greu, vom reveni la viața noastră, vom reveni la viața noastră liniștită și calmă cu toți cei dragi. Acum, din păcate, se întâmplă acest moment foarte greu în care mulți dintre semenii noștri se află în spitale și bănuiesc că se vor mai îmbolnăvi. Trebuie neapărat să facem ceva pentru acești oameni care suferă și care, iată, mor într-un fel nepregătiți. Se moare foarte repede de COVID și aproape că n-ai timp să faci ceva concret pentru omul respectiv, să-l ajuți într-un fel, fie și sufletește. De aceea e bine să păstrăm în aceste momente toată unitatea de care suntem capabili și să ne concentrăm toți forțele, și medici, și preoți, și toți cei care pot face ceva pentru binele omului, până la urma urmei, să depășim cu toții acest moment greu. Dumnezeu să ne ajute să fie cu noi, să avem putere și să putem duce mai departe munca în momentele acestea de mare stres, de mare suferință. E o realitate cruntă ce se întâmplă, dar cu credință și nădejde le vom depăși. Ne va ajuta Dumnezeu, Părinte. Un ultim mesaj pentru oameni, Părinte. Ce să facem în momentul în care ne cuprinde teama? În momentul în care ne simțim pierduți? Păi de aceea, de aceea avem bisericile deschise. Veniți la biserică și spuneți o rugăciune. Și de nu puteți veni, spuneți acolo unde vă aflați o rugăciune, pentru că Dumnezeu e în inima noastră până la urma urmei și poate să ne vorbească de acolo, din lăuntru nostru. Și modul lui Dumnezeu de a ne vorbi este că prindem putere, prindem curaj și putem face față acestor momente grele. Are românul o vorbă tare frumoasă, cu Dumnezeu înainte. Vom trece peste aceste momente grele. Sunt state în Europa care deja au învins în mare parte provocarea pandemiei și au reușit să controleze acest fenomen prin faptul că au dat prioritate specialiștilor care au reușit să stăpânească evoluția pandemiei. Același lucru face și biserica, îndeamnă pe enoriașii săi să apeleze la specialiști. Întrebați-vă medicul de familie, întrebați-vă medicii din jurul vostru și luați deciziile în cea mai deplină cunoștință de cauză. Biserica are chiar un mod foarte important de a-l folosi în aceste momente. Noi căutăm să convingem oamenii, nu să-i învingem. De aceea mai degrabă m-aș baza pe convingere decât pe constrângere și îi îndemn pe români să nu aibă impresia că le este răpită libertatea, ci să-și folosească cunoștințele, priceperea și să ia o decizie bună în privința
protejării împotriva COVID-ului. Părinte, vă mulțumim foarte mult pentru intervenția la News Hour și vă mai